Noi vrem să scăpăm Bucureștiul de administrația PSD. Este un moment, îndrăznesc să spun, istoric. Dreapta s-a unit la București. Mai avem 30 de zile, 30 de zile până în 27 septembrie, până când începe Revoluția Bunei Guvernări. Și noi am pus acum aici afișe, dar bineînțeles că această campanie nu este despre afișe, nu este despre panouri, această campanie este despre voi. Oamenii care n-au mai făcut politică, oameni care doresc să producă schimbare, oameni care vor fi alături de Sibiu, deci în Sibiu și alături de Sibieni. Luni lansăm și programul pentru municipiu, programul pentru județ și vom lansa o provocare pentru ceilalți candidați, pentru Mihai Chirica și Costel Alexe. La dezbateri vrem să știm ce soluții au ei pentru Iași, de ce n-au făcut nimic în 5 ani. A dat niște lucruri la Sfântul Noaptea, au curat niște lucruri de campanie electorale, asta știu și asta face cură. O să le arătăm cu 27 seara că timpul curățenilor s-a terminat. Ne dorim un Zalău dezvoltat, un Zalău civilizat, un Zalău verde. Echipa Alianței USR Plus știe exact care sunt problemele băimărenilor. Echipa Alianței USR Plus are soluțiile pentru a rezolva aceste probleme și în următoarele 30 de zile îi vom convinge că noi, echipa Alianței USR Plus, suntem cei care au viziunea de viitor și care pot dezvolta Baia Mare în următorii ani. 27 septembrie, da? Toată lumea la vot, schimbăm primar, schimbăm Brașov, schimbăm tot județul. Șansa este una reală. Putem schimba împreună și Brașovul municipiu și Brașovul județul. Pentru asta trebuie să dăm mesajul foarte clar să mergem la vot.